Bună, bine ați venit la ora de veche, gaz de, de Nicoleta Savin și Adrian Sulza, studio Epoch Times. O zi grea, o zi ieșită din comun, o zi în care am sărit de granița lui 500 de infectați cu coronavirus, o zi în care am avut cred că un record european dacă nu mondial de infectați la un spital, un spital întreg 50, 52 de medici infectați, nu spune nimeni că sunt doar ei, acolo mai sunt și asistente medicale, și brancardieri, și infirmiere. Unitate medicală întreagă aruncată în aer de inconștiența unui om care n-a spus că a vizitat o țară, atenție, din zona galbenă, nu, nici măcar roșie. Uh, și, dar nu e boală numai aici, de peste tot, din Franța, din Italia vin semnale similare, medicii sunt în prima linie, medicii se îmbolnăvesc, medicii mor și te întrebi. Dacă ei se îmbolnăvesc și sunt izolați, și dacă ajung să moară, cine ne mai îngrijește, ce zice Adrian? E foarte complicat. Totul e foarte complicat în momentul ăsta, și e complicat, după părerea mea, din două motive. Unul e că e o boală destul de ciudată. Dacă vă uitați pe niște articole care au apărut recent, să zic de două zile, în da? weekend, dar se apăruseră unele, primul val de studii de genul ăsta, apăruseră au apărut cu 3 săptămâni, patru luni în urmă. Uh, am scris și noi, pe unele dintre ele le-am publicat și noi, și treaba era în felul următor. ți minte un, sign, un, un articol din Science care zicea așa. Se lua după modelul gripei uh, spaniole care a înconjurat globul de câteva ori. nu am murit din prima. Venea și pleca. toată întrebarea este ce ziceau cei din Science, este că s-ar putea să mai vedem gripa asta și la toamnă și la. Primăvara următoare. Acum, treaba e în felul următor, că e foarte complicat, toată povestea asta, de fapt, e foarte complicată, de acest virus cu foarte mulți asimptomatici care transmit tăcut boala fără să știe nimeni nimic. Nici ei. Um, te lupți cu un dinamic foarte, foarte șmecher, ca să spun așa. E, nu prea poți să pui mâna pe el. Tu nu știi cine e, de fapt. Că nu știi. omul de lângă tine e, nici el nu știe. Abar nu are poate că l-a luat de la cineva și nici despre sursă nu știi. Mai este un aspect că pentru fiecare vizită de la de spital, un studiu recent calcula că existau 5 până la 10 îmbolnăviți afară. Mm. Tu când ajungi cu el, când omul ajunge la spital, tu de fapt ai, ai fi putut îmbolnăvi o grămadă de oameni deja. Rata de transmisie R0, de care nu mai vorbește nimeni, era estimată la 2,5. Au venit și americani și au zis, bă, nu e 2,5, e spre 4 și. 4,7 până la 7, parcă. Astea s-a de acum două luni. În Italia e da? 9%. <coughs> nu, vorbim de rata ah. de deces. Eu vorbesc de rata de îmbolnăvire <coughs> medie. Deci câți, om, câți oameni îmbolnăvește câți o sus, da, 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 corect. La prima mână. Și ai, e, e un factor foarte important, pentru că ăla îți dă gradul de exponențialitate, da? Deci puterea exploziei bolii, până la urmă. Și e ușor de înțeles, da? Uh, și atunci, tot, tot, toată dinamica, n-a mai vorbit nimeni de studii de, de genul ăla, sunt convins că le au numerele, și marea mea întrebare este de ce, nu, de ce nu publică date, că sunt convins, așa cum rata de mortalitate arăta un articol de Lancet, că se stabilește la până la un 5,7, nu e 3 sau 1, cum estimau yeah. inițial în China, bine, datele la 50, poți face ceva pe ele, da. Deci, e, sunt, sunt foarte puține date clare despre virusul ăsta, dar unele dintre ele totuși sunt. Lipsa, lipsa studiilor de genul ăsta mă face să cred că, bun, adevărul e puțin mai ciudat și mai tulburător. Și atunci, vedem, de exemplu, reacții foarte puternice. Trump, care are, are tendința să apese foarte tare pe pedale. Ce face? Vine și spune. Bine, până la urmă, ce facem? I-am băgat pe toți în casă. 30% din americani sunt în casă. Uh, dacă stai să cheltuiești cu creionul pe hârtie, câți bani înseamnă asta? Ceea ce nu cred că ar trebui să facă nimeni. Sunt foarte mulți bani. Acum, eu cred că n-ar trebui să mai echivalăm viața umană cu bani. C e așa o porcărie de mare că ajungi și te zici, domnule, noi suntem echivalenți cu, cu banii pe care i-am produs. Ăștia sunt inventați de noi bani. Adică deci am ajuns un pip să ne... și nu vrem să-l cheltuim. De ce, ne... da? de ce am ajuns să ne echivalăm și să ne măsurăm în bani, mi se pare o, o, o rușine absolută pentru rasa umană, da? Asta e altă discuție. O rușine pentru rasa umană sunt și exemplarele care spun e, dar de ce să ne rupem toți gâtul pentru niște bătrâni? Foarte bine. Ai văzut și pasta, asta, nu? Bineînțeles, am auzit-o și cunosc și persoane care zic asta, au acest cinism. Să moară e... bătrânii, e... să moară bolnavii, rămânem sănătoși. E, mi se pare un cinism îngrozitor. Dom'le, da? bun. Sparta avea regulă de genul ăsta. E, dar de... acum, e foarte bună dar hai să revin un pic la Trump, că n-am spus esențialul. Ce zice? Vine Trump și zice, domne, noi avem problema asta și am găsit soluția, să-i băgăm pe toți în casă, dar zice, soluția pare mai groaznică decât, decât uh, problema în sine. Din punct de vedere al banilor, ceea ce, mă rog, un cinism de la un pragmatism, mie mi se pare deplasat. Pe de altă parte, toți liderii ăștia au de a face cu niște epidemiologi care bă, au consilieri și le zic, domnule, uite care e treaba. Băieții nu știe nimeni cum o să evolueze. Că e un coronavirus nou, vorba chinezului. Noul coronavirus, așa zic. Toată China e plină, noul coronavirus. Deci, stați un pic mai. nu de... coronavirusul chinezesc, nu cel al partidului cocoloșit de partid, Asta lăsați să noi. pufnească, lăsați să o moare. Virusul chinez zice Trump. Chinezii zic nou coronavirus, răsărit. Ok, nicio problemă. A răsărit. S-a mutat, a mutat și când în, în, evoluția lui spre organisme mai complexe, pe vremea Darwin... Ia stop, astea, nu cumva și domnul Iohannis zice nou coronavirus? Nou coronavirus, m-a șocat destul de tare. De unde a luat el treaba cu nou coronavirus? Și eu mai zic și băieți din presă, dar cu presa aia e mai ciudat. M cu presa e întotdeauna foarte ciudat. Asta m-a șocat la adresa lui Iohannis, care, pe care am văzut-o și mă uitam, domnule, foarte frumos, tot ce vrei, dar băga nou coronavirus, zic, domnule, ori presa chineză, oricum, ori ori, ori are un copywriter iubitor de China. Ori vreun consilier uh, după care umblă virusul <laughs> Nu știu. Nu mă bagă, nu mă pricep. Nu e treaba mea. În orice caz. Să revenim. Ce fac ăștia? Vin și spun, domne, ce faci tu? că Vrei să-i bași pe toți în carantină? Și un lider bun și cinstit zice, da domne, hai să băgăm să nu moară cât mai puțină lume, dacă se poate nimeni. Și vin și spun, bun, câte luni bagi? E, și acum începe povestea. Îi bagi una, îi bagi două, te cu mine de cap dacă vezi cifrele alea, da? Trebuie să dai bani, de unde îi scoți, te apuci să printezi bani, dacă printezi bani îți omori moneda, că asta ne așteaptă pe toți până la urmă, uitați-vă la ei. Corect. Și după care vin și spun, da, uite, dar și în șase luni știi că tu dacă lui pe unul într-un colț ne... Uh, cea mai tristă treabă este fapt ce zicea un articol de pe Reuters și anume că trăiește în gâtul rezolvaților 5 mm. săptămâni. Deci tu te duci în spital, te recuperezi și după 5 Pleci săptămâni acasă. mai există în gâtul tău. Da. Aia e, the, aia e, horror. Și să nu crede, credeți că credeți că vorbim despre scenarii scoase mine din buric? Nu, astea știrile oficiale, o oficiale asta, mainstream, povestea mai că, că, stă atâta timp în gât e a, apărut așa? acum două săptămâni exact. în, în, presa Bun. mainstream știi americană. Știi cum e că mai apăreau și după aia dispăreau N -n -n -n. Nu, nu, că dispar, că nu le retrage nimeni, dar nu, le mai, nu duce nimeni dezbaterea mai departe, știi? Și vine Trump și zice, vine Trump și normal că nu-ți convine, că sunt de groaza lumii. Nu. Și zice, și, și zice, domne, marea dilemă. Și asta nu e, nu e dilema lui Trump. Nu e el de vină. Nu sunt epidemiologii de vină. Uh -huh. Asta este alegerea pe care ți-o pune în față, ne -o pune în față istoria. Mă, voi ce faceți? Alegeți bani sau viețile omenești? E o alegere îngrozitoare pe care ăștia o iau foarte greu. Cred că Trump a luat mai bine pentru că el măcar are, are credință și asta întotdeauna ajută pentru că marxiștii ăștia spun. Da, dar e și om de afaceri. Ei vezi? Ei, pentru vezi? că marea problemă care se pune și marea problemă care s-a și de asta e virusul chinez, vorba lui Trump. Tot ce vine din China vine, vine cu o încărcătură de imoralitate și de, de, de ticăloșie enormă. Și banii care vin din China virusul ăsta este, dacă, dacă, mă întrebați pe mine, este esența dilemei morale în care, în care Occidentul s-a băgat intrând în afaceri cu, 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 în afaceri cu, China, pe scară largă. Vreți banii Chinei? Da. Asta înseamnă că beneficiază, beneficiază sclaveții ăia acolo, amărâți, pe care îi bat ăia, îi omoară, îi fac praf, le mănâncă, le iau organe și le vând. Sunteți beneficiarii direcția acelor păcate și porcării. Nevermore, nevermore, au zis. Auschwitz. I-au omorât pe oamenii au făcut de unii ilustre. lustre. Ce experimentele numai? pe medicamente? Nu se va mai repeta niciodată. Și istoria ceri... vine și zice A, nu mai repetați niciodată? Mm -hmm. Luați-o pe asta. Și toată lumea se uită în partea altă și fluie. În afară de niște doctori disperați din Israel care zic, bă, dar noi chiar am să nu se mai repete asta. Hai să facem și au făcut ceva. Stima lor. Dar restul? Se uită în partea altă. După cât lumea ai auzit, -a cât, după pe câtă lume ai auzit, bă, da ăștia, uite, fac chestia asta, da? Bun, eu, eu sunt falungoc, da? Sunt oamenii mei în pușcări, ele fur organele. E, e normal să spun asta. Dacă n-aș spune asta, aș fi un trădător nenorocit, nu? Da. Deci nu -o, o să mă oprească nimeni să spun asta niciodată, da? Vă întreb pe voi, vă întreb pe oameni. Sta, stăm pe o planetă în care o crimă de-asta are loc de 20 de ani. Nimeni nu vorbește. Sau vorbim pe la colțuri. Au mai apărut pe mass media, că nu mai poate să o țină. Uite că vine virusul ăsta și zice banii sau viața. Știi cum ziceau ăia la de, 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 jucai când erai mic, la da. da, hoții și tâlhari și mine, Banii sau viața. Asta zice. Vine un dăsa în pielița și zice vrei bani? Da. Păi dă l pe bunicu. Cam așa sună. E, e exact ce spui. Băi, nu așa e? Nu asta, nu asta e dilema? Eu, eu am pus astăzi pe perete un text în care n-am rugat niciodată pe nimeni nimic. După 30 de ani de presă, vă rog din toată inima mea să rămâneți în casă și nu vă manipulez când vă spun asta, spunând, spunându-vă că lăsați restul de motive. Eu nu cred că ați putea trăi dacă aveți conștiință cu, cu ideea că ați omorât pe cineva. Drag dumneavoastră sau drag altora. Că fiecare e drag cuiva pe lumea asta. Nu se știe cu îl dați, dar acel. Om pe care l a omorât, e om și are și el copii, și are și el uh, părinți, și. De, deci, cum să spun? Este absolut îngrozitor, dar absolut îngrozitor, să pui în balanță bănuțul. Da? Pentru că, de fapt, asta se întâmplă în toată lumea. Chinezii nu știau chestia asta? Știau. Acum vine valul. Dacă, dacă fac Planeta nu știe. Facă, vine valul doi. stai o clipă, că vreau să întreb, așa, câte semnale din astea virulente ai auzit tu? Spunându-i Chinei, eject, să taci, că de la tine pleacă. Mai mult. America. Vine atât. America. Atât. atât. dar în rest. Atât. Și vine China cu tupeu să ajute Italia. Vine China, vine Rusia și mai nou vine Cuba. Mai lipsește Republica Populară Democrată Coreană. În cazul Cubei și... În cazul... Fandaxia intră. În, cazul, în cazul Rusiei, până la urmă nu sunt ei responsabili. Ei s-au închis în cochilie, cum fac. Deci la ei e cu... O întorc un pic acum, că dacă o amețim în toate părțile, dar încerc să dau mai mult lucruri oamenilor, așa spune. cum văd le. eu, să interpretez eu lucrurile cum văd eu, n-am cum să -i le dau, le dau lucrurile altora, pentru că, domne, ei au gena asta, ei au fost călcați de de tot felul de lume, nesimțită. Și au, au știi, au, mental ei sunt închiși, au păstrat scrierea aia chirilică de toată lumea fuge de ea, șinele alea de tren sunt diferite. Deci au, la ei mentalul este de castel, ne închidem. Ivan ne trage porțile și dacă vin noi, dăm cu smoală. Păi, fira mama lor. Ăștia sunt oamenii. Da? Ei s-au închis de la început. i-a luat, i-a dus în Siberia, Putin și a zis, gata, tren tot, da, 4200 de kilometri, jos cu ei, să nu-i văd. Bun, acum vor să ajute, evident că e o palmă dată Europei, până la urmă. Europa 1, un, unde sunteți? Da, dacă, era, dacă, locul era ocupat, natura are orare de vid. Doamna Europa a dormit, China, Există, Cuba și Așa uh, Rusia, cum Rusia vit. se retrage Obama, face Siria prăpă, după aia se retrage, o lasă Orientul la pămâna, se pare, Germaniei, a vorbind de anii 2017, 16, da? 15. Pă, dacă nu este până acolo, s-a băgat băiatul ăla cu arme și bagaje. Și după aia mai face ceva, că a bombardat, a făcut, a omorât lume pe acolo, stilul rusesc. Doi cu bombarda, o de tot, a creat 700 de un milion de, de refugiați. Unde vine ea? Mai nu se ducă în Corea de Nord. Nici în Rusia n-am văzut să se ducă. Că mă iau cu negaționiștii pe net. Vorbim toți de cât de minunate, e China, Corea de Nord și Rusia. Dar nu prea se duc oamenii Dar nu acolo. emigrează nimeni. Uite, nici la ăștia care fug din Orient. Nu le trece la niciunul până cap. Oare de ce? Înțelegi? Și tot, noi tot pă, în sfârșit. Acum, ca să intervin, asta a fost dilema și a rămas dilema lui, lui Xi Jinping. Nu știu cât controlează din China la momentul ăsta, e o mare întrebare. Dilema lui este așa. Economia e bucăți, băncile sunt bucăți, sistemul ăla de credite și de toate, China e praf, GDP, PIB, pe, per pe, 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 pe datorie e undeva la 300%. Și mai sunt spălați în datorie. Sunt băgați până în gând. Și peste toată nebunia aia, peste... sunt fonduri faraonice, clădiri. 64 de milioane de kilometri pătrați de clădiri. 64 de milioane de clădiri pac. Și 64... aici, nu mai știu. din banii aia sunt fără acoperire? Fără acoperire uh, nu, nu sunt fără acoperire. Pur și până simplu că sunt, atâția bani, sunt între bani, orașe întregi pe care China da. le-a făcut, Busti, care sunt fantom. Fantom. Uh, Și... Un milion de kilometri pătrați de apartamente, ăsta e. E de vreo câțiva ani. De ce? Din 2017. Un BBC, un documentar foarte interesant. Nu stă nimeni. Și nu o să stă niciodată. Dacă mai și mor acum, Și în Turcia e la fel. Turcia de la, luam de le la construcții. Bași faci tot acolo. că Cine le-a finanțat? Partidul. Chinezii, adică. Cine? Că partidul nu are bani. Trăiește după, suge sângele ție, da? Și mie. Deci, cum ar veni ale partidului, că sângele la al chinezului de rând care muncește, da, păscrites ale borfașilor lor. Nu. De ce? Că apare frumos în balanțele contabile. Păi, uite, mai clădirea. Cât valorează? Păi, îi valorează. De fapt, nu valorează nimic, că nu o se mute nimeni niciodată acolo și oia nu, de 5 ani de zile, nu cumpără oraș. Bun. Asta e, asta e dilema lui Xi Jinping dacă îi las pe ăștia, că bun, i-a băgat, i au a sudat ușile în han, păi i-a făcut praf, bun, i-a terminat, a renunțat la ei. Toată lumea acasă că voia mama dracilor și după, acum ce face, Adu sau nu-i aduci? Dacă-i aduci, bagi un val doi, da. dacă nu-i aduci, te mănâncă șobolanii, că vorba e anul lor. Da? da? Ia-ți o friptă. Uh, în afară de manevre și de prostii și de veni cu PR-ul pe la firme, zici, vorbești de nu știu... Asta e toată treaba. <coughs> nu numai ei fac asta. E un virus și nu vorbesc de virusul Wuhan. E virusul ăsta mental al nostru. De a face sacrificii ă, știi? No. Ritualice pentru binele mai mare. Mă, nu se, știi cum e legenda lui Manole. Zidește-o pe fata aia înăuntru, da? Na, o să, da, să faci Te la, la să faci. Aia. Dacă zidești, pe păi ce facem Dealuri de astea? Da, pe fata a întrebat o pe bunica pe bunicul, pe tatăl, pe mama, vin, pe vin bainus, și, și toți, pun, am întrebat. Pun public în un articol săptămâna așa trecută. așa de la plimbare. a durut inima, mi s-a masit foarte rău de, de la articol la publicându-l. Mm. Telegraf, mm. luat, văzut documente făcute de Piemont sau Lombardia, nu mai știu. Documente oficiale, cu semnătură, cu ștampilă, cu toată discuția. Dacă, se, dacă rămânem fără paturi de reanimare, de terapie intensivă, Cetățenii peste 80 de ani nu, sunt, nu mai sunt primiți. Îi ducem acasă, deci, practic, îi lasă Da. Asta zicea Telegraf. Eu mă uit în articol, bă, luat uh, interviuri cu subiect și predicat, șeful Agenției de Sănătate din Piemont, spune, da, așa e, articolul ăla e acolo, trebuie să-l votăm, trebuie să-l facem, trebuie să facem. Ce? Nu vrem să facem aia, toată lumea era, era infernal. Și eu, eu public articolul să, bă, zic, oamenii trebuie să, eu sunt oglinda societății, nu mă apuc eu să inventez știri sau să pun pe ele batista pe țambal. Ne luăm o grămadă de rahat pe, o, sunteți nebuni, eu, eu sunt nebun, toată lumea e nebună. Ies azi și zic chestia asta. Mm. Asta știi cu medicul israelian. Medicul israelian care zice nu 80, 60. Și Peste eu, 60 de ani nu le mai face nimic, îi trimite mai Eu stau, când am pus articolul, vorbim de săptămâna trecută, m-am simțit groaznic. Mă, dar de ce ai face așa ceva? Înțelegi? Legea firii ăsteia este primul venit, primul servit. Corect. Nu sunt paturi. La revedere! Sunt paturi, poți să ai și 102 ani, mă, că altfel intervin eu pe viața ta. Eu mă, mă transform în Dumnezeu. Avem vocația asta tâmpită, bătută în cap, băgată, băgată în creier de, de marxiști, de, satanizare, satanizarea asta, pe care am toți, absolut toată lumea, că au trăit în Est, că au trăit în Vest, cu experimentul social și cu vin eu cu reguli să spun, uite, pe tine te omor, pe tine te omor, da? Și zici, domne, nu, a zis ăla. Guvernul a zis asta. Păi cum o să-mi că mie guvernul? Ăla n-a plătit taxe? A plătit mă taxe, de ce îl acasă? Că, că are 80 de ani? Păi, dar ce? Taxele sunt cu. Curi... Înțelegi ce vreau să spun? Știu foarte bine. Ajuns Și la 80 e... de ani, muncim pentru această țară. Sau oricare dintre ele. Italianul de... pentru Italia, spaniolul pentru Spania, încep, românul încep pentru arbitrar. România. Că dacă în Constituție ziceai, domne, ăia de la 80 de ani în sus, iar aruncăm după stâncă, cum făceau în ok. că poate optau să stea în altă parte, unde nu i aruncă după stâncă. Dacă împute, da. Deci eu m-am zis, zic, bă, asta e eugenie, frate. Da. Deci, vii tu Purat. cu reguli, dacă aveți ochi chiar vă radem. Dacă aveți-o peste 80, ce porcă e asta? Și m-am gândit, bă, cum patinează ăștia. Uite, și patinajul e întotdeauna, știi, știi care e patinajul? E uh, pe mitică și uh, uh, servește-l zeului de în junglă ca să ne dea, dracu, și nouă niște ploaie, că murim de. de foame aici pe stomacul gol. Altarele pe care se făceau sacrificii, mare și umane, pe vremuri. Da? Facem ce facem și ala ajungem la povestea cu Moloch cu copiii din Biblie. Știi? Păi da. hai să-ți spun că, uite, spune FBI-ul că grupurile de extremă dreapta din America da. spre bă, cum să spun neonoarea lor, că nu, nu vreau să folosesc un cuvânt bă, pentru care să mă certe ceneau. Da. au dat indicații tinerilor membri să împrăștie cât mai mult COVID către bă, evrei negri și polițiști. Au probleme cu poliția. Apoi... Lucrurile de dreapta? Da. Mă, nu știu, eu, dacă, să Așa nu... e știrea dată sper de FBI. Că, sper de că nu FBI e pe CNN spun. știrea aia, că nu. CNN pentru nu, mine eu e... Nu, un comunicat de la FBI. Acum, pe mine pentru mine CNN e antena 3 E același 3, lucru, 2. orică vâneți bătrâni, orică vâneți evrei, orică vâneți negri, orică... Nu are importanță pe cine vâneți. Spui o etichetă pe cineva și spui ăla nu mai e bun. scot din lume. Nu vorbim despre asta, sfârșit. dar e mizerabil. Deci cu presa, cu știrile din America trebuie să ai grijă mai mare, de, mai mare decât cu știrile din Rusia, știi? Că pe alea din Rusia le miroși, le iei cu foarte mare uh, distanță, știi? Că știi că vin în Rusia. Și pe alea din America toată lumea le înghite. De exemplu, și apropo de știri, aș vrea să vă atrag atenția asupra unui fapt care m-a scârbit, domnule. Și se leagă de o publicație foarte, foarte, foarte. Anum, ca să nu mă de degeaba, că mai ai încetat degeaba. degeaba. Hai. Grupurile extremiste rasiste, inclusiv neonaziști și alți adepți ai supremației albilor, își încurajează membrii care se infectează cu nou coronavirus să răspândească boala, potrivit unor rapoarte ale FBI obținute de ABC News. Sunt vizați polițiști, evrei Atât? de culoare și persoanele. Ok, de la ABC News încolo. Păi, nu, e birou ah. FBI din New York, raportează, mm. au documentul pe care îl dau. Au, dau și documentul? Da, Bun, da. alerte, VIA transmisă secțiilor okay. de poliție locală, uh, lucrează pe uh, aplicația de mesagerie tript, uh, criptată Telegram și tri transmit mesaje și așa mai departe, da? Deci nu e, și vă spun, salivă pe mânere uși, pe butoane de lift, pentru a răspândi virusul în caracterele non-albe. Nu e joacă. Nu e domnule, joacă. Adică n-am spus uh, să... Nu e o minciună de la ABC. Există supremație albă în Statele Unite? A existat întotdeauna? Nu, dar deci trebuie să de, trebuie să demascate treaba. toate zonele astea care fac năzbâti. Asta e o zonă năzbâtioasă. Trebuie, trebuie, Și nu cred că, de pildă, mai mult de una ziște acolo decât în Germania. Hai să fim serioși. De pildă. Viața după coronavirus. Aș vrea să vă supun atenția acest mic fenomen jalnic. Ia zi. Mi Viața după coronavirus, titlu de ziar, de ziar online. China începe să redeschidă școlile după o lună și jumătate de la închiderea lor. Șase lecții pentru vest de limitare a epidemiei. Articol PG4, media. De fapt, preluat de pe Edupedu. e în familie. Edupedu este... Nu, asta, nu e problema că e în familie. Nici o problemă asta. Că e în familie sau nu, e mai puțin. În momentul în care intri în paragraful 2 și zici: uh, și încep să citezi în articolul dă pe, edu, pe edu, din familie, vii și spui așa. Măsurile drastice luate de China, oprirea răspândirii copiate în cele mai multe state, dar, 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 dar de parcă nu știa lumea ce să facă. Nu mai intrăm peste. În paragraful numărul 2. Imagini difuzate de China Central TV, elevii la rând, toate alea, pam pam, și cităm. Xinhua, agenție, uh, și dăm înainte. Cu propagandă chineză. Și ăsta e G4 Media care preia Edupedu. Problema G4 pe. media ca... dăm cu. Pantazii. Uh, da. Pantazii și la Edupedu era Luca Pantazi, soția. ce se face acum? Da, întrebarea e, domne, dacă ați luat bani pe articolul ăsta, e o problemă. Dacă n-ați luat bani, dacă lua bani astea, ea, e mai, nici nu știi cum să o dai. E o formă de prostie. Problema... Iartă-mă că o spun. Problema e... Și ce, nu am nicio problemă cu băieții ăștia. Că, e, știi care e problema? Când băiatul bun în care spui speranțele... Da. Uh, o dă și el așa un pic mai impinsă. Când din, te dezamăgești din, un om la care aveai pretenții, ha, că de la g Media aveam pretenții. Din număr, știi? Că da. dacă o vedeai pe la Nistorescu cu asta, ziceai da, nici nu ai mai departe. Da. Trecem, nici nu. Știi? Acum, manualul ăla de războialul Sunțu, știi cum suna, în felul mm -hmm. următor la un moment dat. Ai armată, uite cetatea, te dus să o vrei, vrei să iei gâtul ăla, ai e o treabă cu el, are aur, are femei, nu știu, are ceva ce-ți place ție, nu? Stă nu. În gât. E pe drumul ăsta al mătăsii. Bun. Ce faci? Păi, dom'le, cetatea e pe un deal, așa, e complicat, merge cu armată, stăm șapte luni acolo, le strângem de gât să n-aibe ce mânca. Asediem, facem, dregem. Nu, 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 mai bine trimitem un băiat. Trimitem pe băiat acolo. Îi dăm noi bani, se duce deschide, toată mm -hmm. lumea îl place, vorbaia vorba aia că e dolar. Îl iubește mm -hmm. toată lumea, face numai bine, zâmbește de sus până jos. Mm -hmm. Și când vrem noi, mergem acum 10 ani, iau, facem un plan așa mai pe lungă durată. Și avem trădătorul care dacă vrem să ajungem în fața cetății, să-i luăm gâtul în ăla ne deschide ușile. Mm -hmm. Zăpăcind lumea. Asta face. Pentru că este absolut imoral să vorbești de metoda chineză. Metoda chineză, care e aia? L-am pus pe Chris Chappell ieri, că da. mi se pare foarte bun. E, Bineînțeles că e stilul ăla american mai showman, așa. Trebuie să le explici oamenilor că e vorba de China necenzurată. O... E vorba de China necenzurată, un clip da. ușor pe care l-am dat ieri, din cauză că mi se pare foarte relevant. E, Omul face numai China. Da. Nu face numai China, face și statele uite, mai nou. Mm -hmm. Și Daniel e la fel de tare că și bine face uh, și se ocupă de China de ceva ani și are consultanți chinezi la îndemână <laughs> și știe. În, în momentul în care zici, domne, încep să dai, după ce ai dat, după ce ai stat pe fund, ai ai băgat pumnul pe gât Organizației Mondiale a Sănătății care a tăcușea din gură și cerea lăsați deschise traficul de persoane și de mărți. Că nu-i nicio problemă. Că nu-i nicio problemă. Când toată lumea zicea, bă, și să nebune au ajuns să vorbească ăștia de parcă ne vor rău. Vor să... Ne... Știi că te gândeai la tot felul de scenarii. Zici, bă, ăștia s-au pus pe noi să ne omoare. Cine știe ce vine. Da? Nu, de fapt, ce vreau? Era din spate linia telefonică deschisă, da? După toate lucrurile astea, via acum și transform China în într-un lider în lupta coronavirusului? Pă bune! Băi, nu numai asta, că e, dai că ești, lecții. Dar și victima pentru că... O transformi în, de, ai de tu trei vreau zile, să Spui, vine de la american, săptămâna de la la noi. trecută <laughs> o dai pe americani, că boi au adus ăia cu da? Și după care știi ce faci? Mm. Vi Vii și spui, noi nu mai avem, la începutul săptămânii trecut, în weekendul trecut, nu asta care are celălalt. Nu mai aveau cazuri. Bă, în toată China era gata, nu mai era niciun caz. Mă dispăruse, știi cum, așa. Ha! Și, și după vreo două zile au început să raporteze cazuri importate din străinătate. Mm. Știi? Mm -hmm. A început victimizarea. băi străinii. În -a, ăștia valo al doilea, străinii. Străini. Vin peste noi, gata bolnavii. N-au fost da. în stare să gestioneze nen nenorociții. S-a întins la 180 de state de pe glob și are tupeu să vorbească China. Are acest tupeu. Și atunci, a, știi, de-aia zic eu, domnule, că vorbeam așa până în redacție de unul singur și mă gândeam, de ce îmi place mie România? De ce îți place? Știi ce de România? ce îmi place mie România? Pentru că în România trădătorii sunt deontologi și cocotele virgine. Mie îmi plac cocotele, dar să fie virgine. Okay. Ale alte nu-mi plac. Virginele. Vreau. E greu. Nu e greu. Nu e place ceva Ar fi ce... imposibil. Îți place ceva ce mă bănuiesc că se bate cap în cap. Și trădătorul. Ori, ori. Trădătorul ori, ori. deontolog. Înțelegi? Da. Deontolog. Uitați-vă că e plină presa și nu nu presa vreau să pe femeia asta foarte tare în picioare, dar e o măgărie ce s-a întâmplat aici. Mm -hmm. Pentru că e un site respectat. Încă o dată. Dacă era un. Eu și, sper că v-au dat bani mulți. Și e site-ul care astăzi dă uh, plângerea penală făcută în state împotriva Chinei. Același site. Eu, eu sper că v-au dat bani mulți. Știi da. ceea ce -a, E și o parte bună la chestia asta. Mm -hmm. Pentru mine, personal, pentru român, nu. Că îi zăpăcești de cap. Ce să mai zic că Badea Cârțan. Or, Badea Cârțan era un om deosebit. nu eu... ai o linie editorială și. <coughs> ce să mai crede, mă? nu mai înțelegem nimeni. Cu ai nimeni. trei texte pe zi care îți bat cap în cap, ce faci? Treaba așa, pentru mine, știi că mă gândeam, boi, eu nu sunt, aveam complexul ăsta, boi, eu nu sunt în presă, oamenii ăștia să pricep, uh, sunt ca lumea, nu e chiar așa, adică vin eu din informaticianul lupește, tras dintre servere, să fac eu aici cu domnii ăștia. Ce domn Nicoleta, Savin? domni, Nicoleta, să vin? Unde sunt domni? Doamna, ești tu, stai aici lângă mine, mai știi, mulți domni, așa, în presă? Mă, nu vreau nu să, vreau să te... Nu vreau să, știi, să bag... E branșa mea, nu vreau să fiu reacă. Nu să vreau să, să dau drumul la butonul de... Se ridică în slăv, da? Am spus-o de multe. Ai. Ce probleme... Ce, câtă câtă uh, vina are presa românească în ceea ce se întâmplă în societatea românească de azi. Exact. Pentru că a avut... Uh, de a a face meseria asta, ca să spui adevărul și să, să denunți uh, nedreptatea unde o găsești. Când închizi ochii și ascult ce spune patronul că e locul de muncă, am o problemă mare, dar mare. Asta am e? ajuns să cităm și în Juan, în edu-pedu, preluat după... hai de. Cul, hai de de Asta îmi place mie în România, domne. Prunii, perii și trădătorii ăsta, deontologi. Acum, Bun, da. să ne întoarcem la subiecte mai plăcute, că asta a fost chiar neplăcut pentru mine. Cum? Dar da, nu, ca să discutăm și Sârbu, ca după aceea să Sârb. revenim la medici. Nu să nu sărim Adrian Sârbu, Sârbu. că e Ai de, de, antologie. Și poate publicul n-a aflat, dar cântecul de sirena al lui Sârbu în zilele următoare se va întinde. Sper tu că e cântecul lui de sirenă. Păi nu, el încearcă să cânte ca un cântec de sirenă, vreau să zic, să, să se ducă cât mai mulți. Mie acest da. text, am, am spus pe drum spre redacție, mie mi se pare o tentativă de lovitură de stat. Păi nu, data... Hai să vorbim despre subiect da. mai întâi, că lumea nu știe. Văzut vorbim noi. imediat, dar spun înainte că asta mi se pare și că mă întreb ce naiba fac autoritățile. Hai să vorbim despre. Hai să vorbim despre. Pe uh, pagina de Facebook a domnului Adrian Sârgu, mare patron. N-am mai scris din 2018 pe, pe ea. E, El da. intrase în adormire. Nu neapărat ca masoni, ci ca oameni, așa, care bă, sunt urmăriți de poliție. Dar asta nu îi oprește să călătorească pe stradă bă, cu un, jean, un jandarm sau un polițist acolo, de să să existe. Chipurile mergeau la dentist din arestul poliției. Aveau o problemă. Eu nu Liber. înțeleg ce au făcut ăștia. Deci ăsta e Adrian, -a să ne înțelegem. Da, bun că s-a dat de atâtea subiecte de discuție că nici nu știi ce să mai. Nu, dar ca să poate oamenii, nu toți știu cine e Adrian Sârbu. Patronul mm. pot pro TV, se închis și umbla prin oraș cu un polițai după el, că din, din cauza faptului că umbla Sârbu liber a fost dat afară din poliție Nelu Lupu, cel care avea să îmbolnăvească tot da. spitalul Gerota, se leagă lucrurile. Se mai leagă. Da, se mai leagă așa miraculos, nici nu-ți vine a crede cum ne le să leagă. Se leagă, să Providența. Le să leagă și nu. până la urmă ne și leagă, că, sau nu ne leagă. Nu, 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 nu ne leagă, nu ne, nu ne leagă. E greu de ucis. Păi să știi că o ori crăvitoare. ne leagă. Până la urmă, ori ne leagă ei pe noi, ori, ori, ori le le legăm noi. Pe da, ei. Deci altfel, la un moment dacă se ajunge, vine virus aica. Hey, hey. așa îmi place mie să glumesc. În sfârșit, până glume, râdem, glumim. Hai să nu mai glumim, să vorbim despre să Să domnul... vorbim despre domnul Adrian Sârbu. Exact. Primul șef de cabinet a României libere. Puține mm. Puțină lume știe treaba asta. Adică în, în guvernul Petre... Omul Silviu Brucan. Exact. Groparul României moderne. Exact. Printre alții că au concurat mai mulți. Era, se era e bătălie. Gropar, da. Era bătălie. Era nu da, era unul acum. dintre ei. Da? Domnul Adrian Sârbu care lucra în guvernul Petre Roman. Ăla care vindea România la fier vechi. Nu? Da. Bun. Mare patron de presă, extraordinar de inteligent acum. Dacă e, da, e o minte. Să spunem, mie nu-mi place să. Nu-i conteste nimeni inteligența. Da. Extraordinar și e de... Vizionar. Dar la ce folosește deștept vizionar, Visionar, inteligent. Da. Problema cu inteligența este că dacă nu e dublată de caracter Exact. și de inimă, dacă și, de, pasă, și da. de ceea ce eu numesc lege, știi, românii au vorba asta. Ăla e nelegiuit. Corect. Care e legea ta, mă? Sunt niște cuvinte care exprimă o, o stare de lucruri. Nu sunt făcute degeaba. Băi, Limba, de are... Cuvintele, deci cuvintele nu, nu, nu sunt nimic cum crede multă românime. Că băi, vorbim cuvinte. Ce face la mă? Vorbește, dă din gură. Uh -huh. L-am auzit pe unul care mă făcea securist și îmi spunea că, îmi spunea că vorbește vorbește ăsta, bate câmpii. Da, e adevărat, <gână> mai bat câmpii. Și uneori sunt și foarte prost, dar nu întotdeauna. Cred. Deci cuvintele astea înseamnă ceva. Ele exprimă niște lucruri care sunt acolo, unele imateriale. Acum, bun, e mai greu asta cu, vorbind de, de lucruri pe care nu le poți mirosi, nu le mănânci, nu le bei, atunci avem o problemă, nici le pipăi. Venim la sârbu. Venim la sârbu. Drag, deșteptarea, de... până să murim de virus o să îngropăm România. A, Într-o săptămână va sexuț, avea, e foarte lung, nici nu știu și ce Și nu are să... rost, vă invităm să-l citiți. El deci, propune o misiune. pe Facebook, acum 5 ore, n-a mai scris din 2018. Zice, câți vom mai rămâne, ne salvează chinezii. Pentru ei această molimă e o oportunitate, cred că a citit ceva. Mm -hmm. De ce n-ar fi și pentru noi? noi cei care am construit România democratică și prosperă Au, dar am uitat doare. să avem grijă de ea lăsând-o pe mâna politrucilor și securiștilor ăsta e omul care vorbește deci unde era el la Revoluție și la Mineriadă? noi cei Când care știm așa. ce putem asta e misiunea cine se bagă? băi băieți mai sus, undeva, spunea și dacă pierdem niște bătrâni. Nu poate să moară toată țara ca să stăm pe loc. Trebuie să urnim țara. Lasă-i că mor bătrânii 10% și bolnavi. Aceeași eugenie. Și. Da, nene, ai peste 65 de ani și matale, nene. Pamatale când te sacrificăm? Sau ești sigur că nu te atingi? Domne, matale când te sacrificăm? Cum facem? Mă gândesc așa când că, Rusia, uite, mă gândesc că uite, n-ai un dinte, nu poți să mai trăiești <laughs> că n-ai un dinte. Știi ceva, că în Rusia? Nu da? Glumesc, evident că nu sunt. l doamne, pe domnul nu Se înțelege gluma, nu? În Rusia... Când asta ne cere el în text, eu îl parafrazez pe domnul Sârbu aici. În Rusia, mafioții, știi ce? Nu? Adică mafioții, când mă vreau la mafioții, toată ol... aia nenorocită care strânge el mușicul de gât și îl calcă pe cap, își cumpără plămânii mecanici, știi? Mm -hmm. Își fac stații de reanimare acasă. Și e pe evident că nu sunt Mașini de respirat. Rusul, când o să înceapă să moară și să la spital, e, ce să-i bage pe gât. O să de că ia bă, și taci. Că plămânii artificiali au fost cumpărați de șefime, știi? Așa se aranjează. La așa. domnul Sârbu, zici, domnule. Pot să spun fraza aia care da, îl incriminează, ca să fie oamenii interesant. să lămuriți că nu îl atac degeaba. Nu mi s-a cășunat mie, mi s-a pus pata pe domnul Sârbu. Deci zici așa. Provocarea e fără precedent, parametrii sunt clari. Coronavirus e o gripă care peste care stați că mi s-a înscrie cineva și mi s-a deschis o fereastră, că așa e omul care când vrea să citească, citește ce spun alții, în loc să citească texte. Tulai. Închide-te așa. Deci nu știu să închid Adrian. Ca să rămână înapoi cu domnul Sârbu. Am pe nu știu care care îmi povestește povești. Gata, în sfârșit mi-a ieșit. Deci, nu m-am revoltat degeaba. Coronavirusul e o gripă peste care 85% din populație trece fără urmări, se imunizează. 10% au urmări, iar 5% mor, mai ales bătrâni și suferiți de diabet, boli cardiace, pulmonare, imunitate slabă. Dacă nu se inventează un vaccin, 70-80% dintre noi se vor îmbolnăvi. Ce decizie luăm? Amânăm contactul cu boala și paralizăm economia sau ne asumăm morți încercând să limităm numărul lor? E, cum vine asta, Adrian? Ne asumă morții, și asumă dânsul. Să-i asume, 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 asume el morții. să asume el morții, ca să da, eugenie. Ne, îți propune să asum tu, știi. Eu nu vreau de... să asum nimic, eu vreau să să ia Dumnezeu când vrea el. Nu, mă? Eu nu sunt Dumnezeu să spun cine mare și cine trăiește, când mare, când trăiește și așa mai departe. Bă, e și asta un contract. Că Dragnea venea și nu. zicea, vreți să fiu președintele vostru, mergem până la capăt. Da, prietene, da, mu stați, Dune. Na, noroc că n-a putut, că îți dai seama cum ce mâncam acum. Hm. Pă, părăfăiala pă pă asta. În sfârșit, acum domnul ăsta pe care îl numim noi băiatul lui Silviu Brucan zice hai să ne asumăm. Băi, la cât mi-a revenit mie să mi-asum? Cât aș avea eu pe conștiință? Nu știu. Care? Câți? Cum? Hai să ne asumăm că eu mănânc pe băieții ăștia. Înțelege? Încă o dată, banii? Vrei bani? Dă-mi-l pe bunicu. Care? Uite ăla. Bunicul ăla, acu e bunicul, a, nu mai are pe nimenea ok. Foarte interesant. Așa, și domnul ăsta care are o vârstă la care, repet, nu am garanția că îl ocolește coronavirusul, totuși că are niște ani. Și când intri la vârsta aia, asta e. Uh, vorbește de securiști ăștia care ne vor viețile, ăștia, nu. care au făcut uh, revoluția. Uitând cine a fost, uitând cine a fost că propusese să se tragă cu muniție de război în piața universității. Îi aparține propunerea, e din documente, din stenograme. Domnul șef de... a uitat. A uitat, deci viețile pentru oameni ca ăștia, viețile oamenilor, nu fac nici cât o ceapă de gerată. Domnul Sârbu vrea putere în concluzie și eu cred că niște, după ce ne expune cam ce am avea noi de făcut ca să redresăm România, mă gândesc că Ministerul de Internet trebuie să se uite chiar serios dacă tot și-a făcut comitet de criză și are de gând să înlăture excesele de genul ăsta să se uite mm -hmm. și să se întrebe Domnul Sârbu, ce ați vrut să spuneți aici? Ultima oară când am, am uitat cine conducea Ministerul de Internet era, era domnul, domnul Vela care nu, care nu, nu știa, știa să decât după să închin. se uite chiar și la, la ziarii și să închidă Nu, fel. dar să si a bisat după hârtie e absolut jenant că ai fi de speriat, ești bărbat dacă, nu, dacă ești așa de speriat, du-te acasă, să vină unul cu curaj nu? De ce am nevoie de un om care uh, tremură când citește o bucată de hârtie? Au inventat centrul de comunicare strategică, se cheamă? Niciodată n-am știut. Ai. Centrul de comunicare strategică. Ce, ce. Nu știu, nu are importanță acronimul. Nu. N-are importanță. E, e frumos că apare. Ai zice că e, după, până la NASA sau undeva. De fapt, sunt niște milițieni cu neuroni sub cașchetă, după cum... E, se văd, se văd, tresele de acum. Da, că nu, nu, tresele sunt, sunt probleme. Eu nu am probleme cu tresele, Eu am probleme cu lipsa neuronilor de sub cașchetă. Uh, Au fost foarte instrumentali în atrage România din CEDO, de, 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 de da? Deci ne-au lăsat fără drepturi. Când a fost să facă ceva, bă, ce vrei să faci tu? Poate a notificat, să deci acum poți să faci orice adună. A notificat acolo. imediat de prima. Consiliul Europei a anunțat că tu ai de gând pe aici să încazi niște drepturi, nu După ca, care. După care da? a venit și a impus măsuri de maximă celeritate. Adică niște recomandări într-o ordonanță militară. Să nu cumva să ieșiți da. noaptea din casă fără hârtie, fără documente. Dați-mi documentul. Așa se luptă oamenii ăștia cu coronavirusul ăsta care a îngenuncheat două. Continue, eu salut da? azi intervenția lui Dumitru Borțun, domnul profesor Borțun, aolea, tot respectul, aolea, aolea, aolea. care a intrat în uh, post de televiziune și a făcut țăndări, bucățele. Și a făcut întemeiat, pentru că nu poți apela la responsabilitate, da? la responsabilitatea unui popor, în, uh, fără să fii nebun și să, fără să uh, prezinți o utopie sau o distopie. Pentru că orice sociolog de pe lume ai fi întrebat ar fi spus că nu doar noi fiecare popor are un segment de populație pentru care responsabilitatea nu există n-a existat de la naștere și va muri fără responsabilitate adică nu poți cere cuiva ceva ce n-are da? Nu poți cere, vă apelăm la responsabilitatea dumneavoastră să stați în casă că la nu e responsabil, n-a fost niciodată asta este ceri uh, și te, te alorale dai ordine vorba al Borțun le dai ordine, le ordon să facă ceva prin lege și le dai pedepse și premii. Bombonici dacă fac precum le spui și amenzi dacă nu fac precum le spui, pentru că altfel ies pe stradă și devin agenței morții. Sunt ca acasă și îmbolnăvesc niște oameni care nu au nicio vină că un bezmetic s-a apucat de un unde nu trebuie. Deci despre asta vorbim. Și a spus-o domnul Borțun și mă bucur că a spus-o pentru că i-a descalificat pe ei ca oameni politici. Dacă vor să stea la aparatul Victoria și să conducă o criză sau ce îi spune ei că conduc acolo, apoi să fie bărbați de-a dreptul. Și apoi mai cunosc și oameni foști colegi de-ai mei din presă care vezi, doamne, vai, nu mai stau de vorbă că bă, a venit dictatura. Nu serios, de ce ești pe vreme de... Că de ce să restrâng drepturile democratice? Păi problema este nu că se restrâng. Problema e că nu se spune ce restrângi. Adică eu aș fi înțeles că notifici la CEDO că eu România înțeleg că pe vreme de coronavirus să fac asta, Am asta Am nevoie și de următoarele lucruri, de exemplu, da, renunțarea la secretul da. corespondenței. Exact, Vi caut și nu nimic împotrivă. Da. Problema mea e că au trimis-o din aia generică, din care nu se pricepe ce anume încalc eu, mm. că pot să încalc orice. Da, de aici până la, spune că dictatura e după gard, e cale lungă să-mi ajungă, să fim serioși. Că um, băieții ăștia nu știu să dicteze în casa lor, dar rămite în casa țării. Păi nu e vorba de ei. Nu. No. Părerea mea că nu e vorba de ei. Cum crezi tu că se va întâmpla? Uite, dacă, dacă paranghelia asta cu virusul ca ține un pic mai mult. Încă un deces, șapte decese. O să vină și o să se întâmple în felul următor. Dau și eu cinci cenți. Zic. Hai să ne gândim un pic, că știi, la mutarea a doua, a treia, a patra, ce se va întâmpla? Uite-i cum votează bugete de 10%. Au venit în Nuhin, a anunțat la Fox News duminică seara că nu vrea 10, vrea 20%. 20% din PIB-ul Americii e o grămadă bani. Da, este. Da? Toată lumea vorbește de faptul că o să le acorde la toate companiile mici, mari, stânga, dreapta, bani, credite. Bă, dacă ați fost loviți, vă dăm noi bani. Bun, care noi ăștia? Păi vă dă lumea bani. Adică lumea își dă ei bani. Dacă lumea își dă ei bani, e o problemă. Și eu nu zic că n-ar trebui să facem asta, ci spun că... Toată Oricâți bani, e... spune mai nou Ursula von der Leyen. Oricâți bani. bani. Deci zis fiecare de... stat cheltuie cât dorește să exact. se redreseze. Cu alte cuvinte... Inventează deodată bani. Adică tipărești că nu i-ai. Acum una din întrebări ar fi că și vine lumea și zice n-ai cum că lumea rămâne fără bani. Trăim de la un, de la un salariu la altul. Eu înțeleg foarte bine. Nu vreau să spun că n-ar trebui să se întâmple astea. Lucrurile astea dar cum se întâmplă. N-ar fi mai bine. de le vouchere. -le vouchere de alimente, nu bani. Pentru că în momentul în care tu dai bani tu-ți omori moneda. Mhm. Mm și moneda aia e, marile imperii au fost clădite pe monedă, nu pe monedă, ci pe virtus, dar e altă discuție. O reprezentare a sănătății unui imperiu e moneda. Dacă studiezi istorie de sisteme financiare, există un olandez care a scris o carte despre treaba asta și a, după criza Lehman și care avea niște puncte de vedere extraordinar de bune. În momentul în care România au început să muște din banii aia, să facă... Moneda de argint mai mică sau da, orice aveai acolo, s-a dus. Și la Vespasian s-a terminat cu totul, când a început cu controle de alea. Vin și spun, iarăși, uh, și câțu, asta a că capitalismul e suspendat. De la faptul că vine și spune banii ăia pe care trebuie să de nu mai dă, lasă, ține, taci din gură. Păi, uh, de unde? Înțelegi? Ce... Da. E un intervenționist din ăsta? Întotdeauna când intervii asupra pieței și spui oamenilor ce să facă, este un rahat indiferent ce. Ai o istorie în spate de lucruri de genul ăsta, că vorba aia n-am inventat scrisul acum 2 ani. Mai există niște, du-te și cercetează-le. altfel ajungi la ce zicea fata aia Madonna, că uite am ajuns să o pomenesc în fiecare... Nu te uiți, nu vezi din istorie. Nu vezi din istorie, o repeți. Păi uite cum repetăm noi istoria. Întâi îmbolnăvim spitalul Gerota. Oh. După aceea se îmbolnăvește spitalul din Târgu nu se îmbolnăvește, este îmbolnăvit. Este îmbolnăvit, Că da? spital nu s-a îmbolnăvit singur. Exact. L-a îmbolnăvit cineva. Da, după aceea se îmbolnăvește în spital de la Suceava. Perfect, hai să văd vorbim ce? de Suceava. C avem niște pacienți care vin și, și nu spun adevărul, dar ce spuneai Perfect. tu? Oare medicul ăla care e acolo șef nu deci s-a gândit, eu? managerul, că vine eu care deschid, minte? Eu dacă deschid un butic care vinde, da. nu știu, pâine, chiloți, orice, mă aștept ce? Mă aștept să se întâmple ceea ce Chem eu la mine să se întâmple. Uh -huh. Dacă deschid de femei de chiloți de femei, mă aștept să vină femei sau bărbați, să cumpere chiloți. Și atunci trebuie să am niște chiloți, pe rafturi de-astea. Dacă deschizi un spital, te aștepți ca în spitalul ăla să vină ce, adolescenți, să se îmbete? Nu! Oameni bolnavi. Corect. Da? Vorbind de două luni de zile aici, ne uscăm plombele să vorbim de faptul că, băi, bate moartea la ușă, da? Face și voi ceva. Ne învârtim, ne foim, domnul Rafila, domnul Cutare, străinul Cercel, își dau cu presupusul, sunt mai proști de miliția. Perfect. Dar la un moment dat o să-ți vină lume la ușă. Cu virus. Tu care ești manager de spital, te-ai gândit că intră la tușește și poate e prost, poate e rău intenționat. Habar n-am, de toate. Poate toate la un loc. Adică România. Și dacă nu era România, dacă era Egipt. Tot veneau tot frăcă. se va scuza spunând n-am primit material. se poate și -a asta. a fost scris în toată țara. Dar dacă nu știu cum e. Și pa că abia acum să trimit material te în teritoriu. Ia înfurcă pe ea. Asta e da? cu lanțuri de spital, domnule, nu Închis poți să, ușa, nu poți să deschizi ușa. de coronavirus, vă rămân fără. Eu am oamenii ăștia aici, da? Uite. Nimeni nu a fost pregătit. Medicii disperați Europei își fac hazmaturi din pungi de gunoi. Ăsta e articol despre medicii din uh, Spania. Unde e azi tu ce procent? 13% din med din... E a statistica e de da. sâmbătă seară, seara, duminică a apărut articolul la noi. 12% și ceva din 3500 câți au câți aveau uh, da. uh, cât era statistica de cazuri de îmbolnăvire cu virus chinezesc, comunist, 12% din noi erau medici. 3500 de medici însemnau nu. 12% din totalul de bolnavi. Nu, că 3, au aproape... Acolo... 3500 de, numai 3, erau... de nu, numai 3500 de bolnavi, 3500 de medici spanioli au contractat virusul, da. ai dreptate. Deci, și aia 3500 de medici spanioli care au contactat virusul îți prezintă 13% din, din toată, da, toți e. infectații. E, Perfect. e e propăd... Ce faci? În... în, Italia e 8%. Ce faci? Da? Și în Italia sunt și victime, își au faci. și murit medici. Își, fa își fac, fac? Stai așa, tu, tu, ce faci? Fii atent că... Acum eu m-am gândit, ne gândim la medici? Da. Eu mă duc, nimic. mă dedic, îmi fac, îmi Da, banii Am sunt un acolo. Urmă, dar, dar nu mă faci carne de, de tun. Nu, dar nu mă faci carne de tun. Dar nu mă duci, bă, să... Nu mă trimis, mă, în fața trenului. Da. Că e păi la mine și... să nu mă încalce e foarte mică. Și nu-mi dai mănuși. Uh -huh. Adică, nu, mie nu, mi se pare ok. Mă, dai și lor Nici lor nu mi se pare. Asta și și medicii de familie țipa același lucru, că nu au niciun soi de consumabile. Da este prima ușă la care bate și atunci bunăru. temir că în România apar oameni cu scutiri medicale care zic duceți-vă, da și cu micii voștri nu mă interesează, mă bag că doctor, mi-l dau eu mie și mă duc în vârf de munte și stau acolo cu burta dar sunt medici care ce eu nu, nu vreau să fiu trasă la răspundere că n-am documentul dar știu foarte, că există foarte multe la acest moment foarte multe concedii medicale depuse de medici practic mă, ei da, după ce mai... au văzut că ai lor colegi au fost infectați în masă de mincinoși și uh, statul n a făcut aproape nimic, au zis, okay. dar de ce să mor eu pentru România? Nu vreau. Și mi-aduc aminte că, într-adevăr, nici nu mint, sunt bolnav. Că pot să lucrez cu hipertensiunea arterială, dar pot să nu lucrez cu hipertensiunea arterială. Să mă răzgândesc. Pentru că mor. Nu? Adică nici nu pot să-i condamn. Nu pot să-i condamn. Bune. Deci eu nu pot să condamn un medic care se schivează acum. România, nici măcar... Ăștia, ăștia, vorbind să în Spania și de Italia. simțul de conservare. Da. Niște țări, Italia în G7. Exact. România e în Balcani. Spunea cineva că, vai, dar până acum au luat bani și le-a fost bine, acum să asume și condiția da, mă, de nu e, risc. Nu, nu poți să le ceri tuturor să fie eroi. Să Hai. fim serioși. Aia. și nici nu cred că ai dreptul să le. Ceri. Nu, nici asta n-ai dreptul. Să-i judești după ei. Este, este ceva care. A fi, asta nu e vorba de. Asta e camicaze. Deci da. tu-ți o iei. Dacă te duci te plin pântreia fără mânecă. Da, cum? Dacă iei. lucrezi o săptămână. ți o iei. Fără mască da? și fără mânecă. Nu Deci asta e o decizie de viață și de moarte. Că s-ar putea să rămâi cu sticla în plămâni, s-ar putea mm -hmm. să mori. Nu? Presupui că nu-ți mai vezi familia, o lună jumate sau cât ai tu chef, două luni, habar n-am, poate nicio... Știi, adică. Da. Nu poți să-i ceri unui om chestia asta. Că tu când l-ai înrolat, tu nu i-ai zis, băi, eu la un moment dat o să te arunci după clădire, pentru noi. Zi? Nu ai pus asta. Da? Nu? Și valabil nu zis, pentru toți. Nu există ai zis tu și, o să pentru -ai cardier, și pentru bancartieri, și pentru polițiști, și pentru toți cel care, pe lanțul și... ăsta care stă afară, că nu le cerem oamenilor să stea în case, dar exact. sunt niște oameni afară. Ăia, de ceba vă uitați urât la ei când vă place ce vă cer? Ăia riscă, că stau afară și îl pot lua de runde. din aer chiar. I-ai văzut pe o grămadă de... Ai văzut o grămadă de... Primari. A, primarii italieni. în care înjură și fac da, Dar e normal, sunt, sunt efectiv... Super Supărați că nu mai au niciun instrument, ca... nu-i ascultă nimeni. Super ca lumea. Și atunci întrebarea e ce de făcut. Avem o grămadă de lucruri. Avem odată o naționalizare în, în Europa. Vorbim de naționalizare. În momentul în care tu zici un pachete de salvare de 10% din PIB, hai, lasă -ne. Păi da, euh, sunt două sau trei publicații care îndrăznesc să vor să spună cuvântul naționalizare. În rest, toată lumea <sus> spune ajutoare. Nu, fraților, când statul, când ai datorite, cumpără status de bani, înseamnă că a intrat în acționarea, acționarea tu tău, asta a făcut. Că ți-a dat niște bani pe care tu ca firmă trebuia să-i Asta e, naționalizare. Pe față, mai mascată, al Italia, toate clinicile private din Spania sunt naționalizate. Da. Mai nou am înțeles că naționalizează, rechiziționează chipurile. Rechiziționează, dar nu să le mai vadă foarte curând înapoi, clădirile pe care, uh, vor, în care vor și... caza mm -hmm. și nu știu ce. Uh, dar uh, toate firmele mari la care statul bagă bani foarte mulți ca ele să reziste, de fapt, sunt naționalizate. Să fie foarte clar. Pentru că problema este dacă după ce trece valul, statul se retrage de acolo. Pentru că americanii propun ca statele care ajută acum să nu se mai retragă după. În ce asta? Adică te folosești de stat numai la vreme de restriște? Cine e statul, că statul nu are bani. Oamenii au bani, nu statul. Dar de unde îi dă statul? Statul e excrescență îngrozitoare pe care noi o tot umflăm cu pompa. Apropo, vreau să termin o dată cu aceste și eu am răspuns și astăzi pe două site-uri și vreau să mai înlătur o chestiune. Terminați-o cu manipulările. Se spune România ia de la Uniunea Europeană doar un miliard și iată că s-au aprobat 300 de miliarde ah. pentru Franța, 2, 350 pentru Germania. Nu oameni buni. Franța și Germania au, au hotărât ca ei să aloce uh, pentru firmele lor atâția bani și orice țară, inclusiv noi, când o sternăm pachetul, trebuie să, să cerem voie de la Europa și Europa ne dă voie să dăm atâția bani. Deci, practic, Europa a aprobat ajutoarele respective pentru Franța și Germania. Deștepții de la noi în frunte cu doamna Norica Nicolai preluați de Sputnik imediat și de niște site-uri drăguțe filoruse, au scris, ia uite, noi luăm un miliard la Uniunea Europeană și nemții iau, sau franțuși iau 300. Ei, noi, noi, luăm un miliard, ei nu iau niciun miliard, ei dau din banii lor și notifică Uniunea Europeană și Uniunea Europeană aprobă banii. Adică aprobă că au voie să dea acei bani, ca să terminăm o dată. Da? Iar noi, într-adevăr, ne dau un miliard, că nu este mai rudă, mai săracă și ne trebuie niște bani, o infuzie. nu, nu. Ne dau ei de la ei. Nu, încă n-am trimis Uniunii Europene spre ratificare pachetul nostru cu suma de care să tragi linie la el, să coste atâta și Uniunea să zică, cheltuie mai. Dar, între timp, discuția cade pentru că, tocmai ce a zis Ursula von der Leyen, că fiecare poate să cheltuie cât dorește. N-ar decât să dea tot uh, PIB-ul pe. Uh, coronavirus, dacă are chef. O societate foarte complexă. Citeam și am, sunt o grămadă de postări pe Facebook și chiar articole. Apropo de faptul că dai peste lume pe la coș, pe la supermarketul, la... dai peste lume care nu numai că nu crede virusul ăsta. Sunt oameni care nu cred că virusul ăsta există. Dacă ți imaginezi... Am văzut unul care nega, ți-am trimis, nega virusul în Italia, în țara aia în care se întâmplă ce se întâmplă, spunea, nu există domnule. Nu există. Deci ai filmări, că sunt filmări da. cu oameni în spi cu spitale, cu, cu, cu sicrie, mm -hmm. înțelegi? Uh, Spania cu spitale cu oameni pe jos ca în China uh, uh, negaționiștii ce sugerează? că, că 180 de state se mimează că tot e o conspirație și că de fapt e un fel de conspirație făcută de această organizație oameni. secretă care eu n-aș spune că nu de există o de forță. Da ca să poți să instrumentezi o asemenea conspirație și noi toți să Clar. vedem cum trec. Și camioanele alea care treceau în Bergamo, nu erau? Erau camioane cu... Militare nu, știu, cu care veneau de la nu misiune. Da, că erau varză. Glumesc. Uh -huh. Și ăștia sunt oameni. Da, știi ce faci? Se iau de... Râd de tine că porți măști prin supermarketuri. Da, ah, de asta sunt în stare. Știi? Râd de tine agresivitatea aia de lumpen proletari. Nu, asta e... N-avem ce să căutăm. oameni care care îți sunt de feroce. Adică să nu-ți pese, ba să-ți bat joc de la Negat. care se Am postat un articol, de ce vorbesc de treaba asta, nici nu știu cât mai e. Trei minute. Am postat un articol preluat de pe Epoch Times, ediția engleză, preluat de la ediția chineză. Au făcut niște băieți, niște studii și au văzut că nu iese la calcul. s au pierdut 21 de milioane de, UA, de abonamente de telefonie mobilă. În toată China. În, două luni. în China, în două luni și ceva, două luni aproape jumate. Și băieții noștri au zis așa, au luat defalcat pe primii primii trei operatori de telecom, mari, da. unul pierduse 5, altul opt, pierduse era așa, da. cumva, pau sau pierdut. Au luat uh, ieronir, deci statistica de deci? Veche, da. anul trecut cât s-au pierdut între noiembrie și decembrie și una și alta, mai sunt și alte lucruri aici, că ei au introdus și au făcut un articol, care mi se pare destul de bun. Nu afirma că sunt de milioane de morți în China. Doamne ferește! Deci chiar nu a afirmat. Dar pune întrebări pertinente. Unde pune, s-au bă, unde de Unde Că că s-au închis, că firme, că s-au închis firmele mici, că. Bun, și... acolo erau telefoanele fixe. De, sunt și fixe închise. de mii păi, Dar mm. sunt și mobile pe firmă. Da, eu înțeleg mm. că e adevărat asta, știi? Acum, cât cine ce? Cum te-ai că vine China cu explicații? Vine China cu explicații când mai vedea eu ceafa, eu mai cu pot. Ochi să tăi, văd. Cu ochii tăi, cu ochii tăi, nu să vezi. Așa, și mai complicat. Da. mai Atât trebuie să, să distribuie distribui, articolul la unde citează date, citează date luate de pe site-uri chinezești și dă și grafice. oficiale. Da. Am, am, am văzut oameni care spun, da, da, de unde e sursa aia? Că e de pe Facebook, chinezii n-au Facebook. Deci ăla e gradul. Și zici, mă, eu nu, noi nu suntem mai să convine, dar negaționism. Nu. Nu există. Dacă nu putem... Știi, în jurătura aia română te trimite la origine. Dacă nu, dacă nu cânti în... care îmi place mie, du-te mă -mi deci îmi... când nu, ai, nu vrei să ai de-a face cu ceva, zici, du-te că nu vreau să am de Du-te la origini. Dar numai că s-ar putea ca virusul ai ca dacă o înjurați, să vă muște. Nu știu. Corect. Eu în locul ei, dacă nu sunt, dar în momentul ce s-a apucat să radă lumea și să, să ne bage pe toți în mă gândesc că e supărat. Virus da. Mă gândesc că doar Domnul Dumnezeu știe cum cine pleacă, când pleacă, ce fel pleacă. Mă gândesc. Poate vă gândiți și dumneavoastră, așa e. Ar fi cazul. Și să știți că nenumărate sunt căile Domnului, și tot nenumărate sunt instrumentele lui. Instrumentele pot fi din când în când și niște viruși. nu așa, Adrian? Se chema în engleză act of God. Nu, ca adică, să zicem aia dreaptă, adică să nu încheiem fără e, să spunem că. Dacă, dacă e cred, dacă e Dacă și cineva că planeta până la capăt. Na. Ayatollah e în Iran, au tot zis că e bătit biciul lui Dumnezeu până a murit unul dintre ei și no. au mai lăsat-o mai moale cu retorica, cu mai amestecă. Până. Da, problema e că dacă Dumnezeu e răspunzător de fiecare frunză, deci nu, nu mișcă nimic în univers fără știința lui, cum credem noi că pe păi la noi domn... credința în biserică sau în Face Dumnezeu, în... că sunt alte, sunt separate. E variabil, credința, așa. Credința, credința în biserică e una, în Dumnezeu e alta și mai există și le mai combinăm. Câte lume mai crede în Dumnezeu și câte lume crede în știință, de fapt? Nu știu. Uh, după ce, am văzut pe, după ce am văzut pe băieții ăștia că îi cheamă pe oameni grămadă și la de sâmbăta uh, morților și... E puțin ciudat. Și Stoful un, de întrebări. Da, și, și împărtășește cum i-au împărtășit. Mă întreb ce fel de preoți sunt. soaica, sau, da. sau mai bine zis, istoria prin această virusoaică mm. hâțână societatea asta din toate șuruburile. Și să -și, după părerea are mea... Sunt, și... Sunt foarte multe șuruburi destul de Și sita are niște criterii. <laughs> Sunt destul de slăbite și și mie că ne, ne trezim cu piesele. în Suntem slagă. în afara timpului, în afara ne spune timpului Vlad. Și în afara spate. Vă mulțumim pentru că sta acolo la MCR și nu se vede. Apropo, fiecare redacție, cea noastră și toate redacțiile de pe lume, trebuie să mulțumesc oamenilor din spate care fac posibile transmisiile așa cum sunt ele. Unele mai bogate, altele mai sărace, depinde de fiecare cât posedă, cât are la pușculiță. Apropo de banul Ochiu. Nu ia. Nu. diavolului să zic așa, ca să nu spun urât. Dilemă. Pe mâine, Adrian. Pe mâine, dragi telespectatori, unii dintre dumneavoastră, chiar sunteți consecvenți și pentru asta vă mulțumim. Numai bine.